Bună seara, sunt Gabriela Maluf. Un spital pentru copiii bolnavi de cancer din Kiev bombardat. Cel puțin un copil a murit, iar alții răniți. Într-unul dintre incidente a fost atacat un spital de copii, iar într-un altul s-a tras într-o mașină care circula în Kiev și în care se afla o familie cu un copil, toți pierzându-și viața. 11 copii ucrainieni, alături de cei doi antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns în România, se află la Brașov, în aceste zile crunte pentru țara lor. Ultimul bilanț al victimelor războiului din Ucraina, 352 de civili uciși, printre care 14 copii. Majoritatea covârșitoare a mamelor vin pe jos în România cu copiii lor. Și-au lăsat mașinile în Ucraina, au la ele doar câte un geamantan cu haine. Dar le așteaptă sute de voluntari care le oferă imediat ajutorul. Copiii războiului, în mijlocul acestui exod al durerii, copiii, în inocența lor, rămân cu zâmbetul pe buze. Unii dintre ei se joacă și astfel oferă speranța că până la urmă poate totul va fi bine. Acestea sunt titlurile cu care au început majoritatea jurnalelor de știri. Discutăm astăzi și noi despre cum le explicăm războiul copiilor, pentru că uite câte informații rulează în fiecare zi, cu toții ne simțim nervoși, anxioși, speriați și nu ne gândim neapărat cum se raportează copiii la toate aceste informații. Așa că invitat alături de mine l-am pe Ciprian Ghișa, profesor de istorie, Mihaela Naber, director executiv, hai că am zis-o Mihaela bine, World Vision România, Alin Chiriac, fondator AdFaber, și prin Skype o să o avem pe Andreea Chirilă, psiholog școlar. Dar înainte să începem discuția, haideți să vedem un filmuleț cu ce se petrece cu copiii din Ucraina și cu copiii în general, și vă avertizez că urmează imagini cu puternic impact emoțional. Drama acestor familii, copii cu care pleacă fără bărbații din familie, fără tații, fără fraților, poate bunicilor, pentru că bărbații nu mai pot să iasă din țară. Drama lor este cumplită și presupun că vor avea nevoie de foarte multă consiliere ulterioară, dar haideți să vorbim și despre copiii noștri care văd toate aceste imagini și care poate se gândesc dacă se întâmplă și la noi acest eveniment și vor trece prin aceste situații, ce vor face. Pentru că momentan vorbesc doar pe la școală, cu colegii lor, prin parcuri, sunt bombardați pe Facebook, pe TikTok și alte rețele de socializare.
hospitalizare și noi adulții poate suntem pregătiți, poate nu suntem pregătiți, dar nu știm exact ce să facem. O să încep cu doamnele mai întâi. Andreea Chirilă, psiholog școlar. Ce se întâmplă cu copiii la școală? Vorbesc despre aceste lucruri? Sunt profesorii pregătiți să le dezbată, să le povestească părinților ce să facă? Bună seara și mulțumesc de invitație. Într-adevăr, este un subiect extrem de important în aceste zile și pe buzele tuturor, și ale părinților, dar și ale cadrelor didactice. Tema războiului de la granița țării noastre este un subiect foarte prezent, surprins de către toate cadrele didactice în rândul copiilor, astfel că suntem de părere că trebuie să avem mare grijă de cum abordăm acest subiect cu fiecare dintre aceștia, pentru că fiecare copil vine influențat în funcție de ce vede și în funcție de ceea ce aude în mass media. Pentru că acum, peste tot, cum spuneați mai devreme, și pe canalele de socializare, dar și la televizor, acest subiect cumva a acaparat și este de maximă îngrijorare pentru toată lumea. Andreea, știu că ai câteva sfaturi pentru profesori și pentru părinți de cum ar trebui să gestioneze inclusiv pe anumite grupe de vârstă și o să mă întorc la tine să ne dai aceste sfaturi, dar până atunci mă întorc la Mihaela, care o întrebam înainte să intrăm în platou, la ce graniță ai fost și mi-ai zis la toate. Și presupun că imaginile astea pe care noi le vedem la televizor la tine au fost vii cu adevărat. Da, așa este și nu doar eu am fost la graniță, așa cum spuneai și tu mai devreme, Gabriela, sunt foarte mulți oameni la graniță, în România, la granița cu Ucraina, fie la granița cu Moldova, fie în diversele puncte de frontieră. Am văzut foarte mulți copii, pentru că aș vrea să ne uităm la copiii ucrainieni, pentru că ei în momentul acesta suferă cel mai mult, și apoi la copiii din România, să vedem cum putem și cum trebuie să informăm, din ce surse să-și ia informațiile, astfel încât să fie informați despre ce se întâmplă, să nu le inducem panică mai mult decât ar trebui. Dacă ar fi să mă întorc la ceea ce am văzut la graniță, am văzut foarte multe mame cu copii. Știm că până în acest moment în România, pe la toate punctele de trecere, au intrat în jur de 80.000 de refugiați din Ucraina. Și ceea ce mai știm este că majoritatea acestor refugiați sunt copii cu mame singure care au venit însoțite de, și din ceea ce am văzut la graniță, majoritatea femeilor care intră au 3 copii, 4 copii, 7 copii. Există suport psihologic acolo la graniță? Sunt psihologi voluntari sau persoane care reușesc să-i gestioneze la fața locului? Există câteva organizații non-guvernamentale care acordă suport în punctele de trecere și care au psihologi, dar în prima fază cred că ar trebui, dincolo de acea consiliere clasică, nu va fi o consiliere psihologică clasică, așa cum ne gândim cu toții și așa cum psihologii sau psihoterapeuții își imaginează că se întâmplă lucrurile. Este un cadru total diferit față de consilierile, spre exemplu, cu care am fost obișnuiți până acum. În primă fază trebuie să vorbim cu acești copii și pentru a putea să comunicăm cu ei. Și pentru a putea să comunicăm cu acești copii, o barieră foarte mare în momentul ăsta este limba. Din ceea ce am văzut, majoritatea nu vorbesc limba, cel puțin în primele zile au intrat oameni care nu vorbeau limba engleză, limba română foarte puțini. Limba rusă, da, vorbeau adulții, dar refuzau să vorbească limba rusă și vorbeau limba ucraineană. Ceea ce înseamnă că în momentul în care ne gândim la consiliere psihologică sau la aceste discuții, pentru că specialiștii știu foarte bine cum să abordeze subiectul și să-l ducă în direcția consilierii, ar trebui să ne gândim în primul rând la comunicarea în aceeași limbă. Asta înseamnă că va fi foarte mare nevoie de...
psihologi care să vorbească limba pe care o vorbesc exact, copiii și sau mamele, de traducători, sau de traducători, ceea ce da, nu este imposibil. De compromis, da. Exact, nu este imposibil. Sunt deja traducători mobilizați la granițe, sunt deja psihologi care vorbesc limba. Mihaela, o să mă întorc la tine să ne spui cum putem să ajutăm efectiv, că îmi povesteai că e o dezorganizare, multă lume de bine și multă lume care vrea să facă bine, dar momentan dezorganizarea e un pic mai mare și poate să ne facă mai mult rău decât bine, și poate ne spui și cum putem să-i ajutăm pe copii să se copiii noștri de aici să învețe și ei să se organizeze și poate să meargă cu ajutor așa cum pot ei cu părinții lor către acolo. Ciprian, o lecție de istorie trăită în direct, de care părinții de foarte multe ori se feresc să vorbească, vorbesc pe ascuns sau copiii mai văd la televizor, mai întreabă la școală, dar dacă nici profesorii nu sunt pregătiți, nu știu ce să facă și uite, trăim o dezorganizare și nu reușim neapărat să-i ajutăm foarte bine pe copilașii ucrainieni și pe părinții lor, pentru că trebuie să facem noi un pic de pace cu noi, să înțelegem fenomenul ca să fim eficienți. Cum e lecția asta de istorie, Ciprian? Cred că cel mai important este să ne gândim că avem nevoie de timpul ăsta pentru noi și să ignorăm faptul că, de fapt, copiii trăiesc poate și mai intens același lucru în același timp. Până ne dăm noi timpul ăsta să ne reglăm propriile noastre emoții și anxietăți, uităm că, de fapt, copiii trec poate prin anxietăți și mai mari, pe care le transferăm, sau mă rog, le multiplicăm foarte ușor prin simplu fapt că stăm tot ziua cu televizorul pornit, că tot timpul sunt aceste imagini cu bombardamente, cu arme, cu soldați, cu copii răniți, cu văd toate astea în jurul lor, îți mai văd părinții stresați, văd toată vânzuleala asta care afectează foarte mult. A doua chestie este că nu avem voie să-i subestimăm, adică trebuie să fim atenți la nevoia lor de a înțelege și să ne ducem spre ei ca părinți și ca profesori, să spunem ok, se întâmplă ceva, nu putem ignora și noi, în orice caz nu-i putem lăsa doar să informeze singuri. Asta este un alt aspect. Apoi am organizat, de exemplu, în toate zilele acestea întâlniri cu diferite clase ca și o formă de conferință de presă și am zis, uite, aveți timp să reflectați, să puneți-vă întrebările, iar ceea ce a ieșit a fost o avalanșă nesfârșită de întrebări. Aveau fiecare, credeți-mă, media a fost una la 5 până la 10 întrebări de copil, foarte diferite și dintr-un spectru foarte larg. Pe de o parte, chestii de curiozitate, tipul ce se întâmplă, cum au atacat, de unde au atacat, ce, nu știu, armele care au fost folosite. Pe de altă parte, sunt foarte multe întrebări din zona de îngrijorare. Ce se întâmplă cu noi, ce se va întâmpla cu România, dacă atacă România, dacă trec granița. Ce, întrebarea a fost ce se întâmplă dacă vor ataca refugiații care tocmai au trecut granița. Aha. Ciprian, o să mă întorc la tine să ne povestești cum ar trebui un profesor de istorie sau un profesor care vrea să facă o astfel de lecție, cum ar trebui să-și o organizeze astfel încât să poată să și răspundă la aceste 50 întrebări. O să revin la tine, Alin, nu te-am uitat. Doar că Andreea trebuie să plece curând și ca să-i dau drumul de la oră, O să mă întorc la tine cu ce te întrebasem mai înainte. Care sunt sfaturile psihologice pe care ar trebui să le luăm în considerare, așa cum le-ai organizat tu chiar pe grupe de vârstă? Da, mulțumesc. Acum, indiferent de categoria de vârstă a copiilor, trebuie să ne gândim că este absolut normal ca ei să se simtă cu toții anxioși, confuzi, supărați, îngrijorați. Așa că rămâne primordial să le validăm aceste emoții, să se simtă ascultați. Ei nu vor să audă soluții care mai de care elaborioase din partea noastră, ci doresc din partea noastră, fie că vorbim de părinți sau de adulții, profesorii de la școală, să le inculcăm acest sentiment de siguranță, să le spunem că o să fie bine. Însă, ca să revin la categoriile de vârstă, cumva copiii trebuie abordați un pic diferit. Cei mai mici, într-adevăr, poate că nu ar trebui să fie expuși la un volum de informații care să îi bombardeze cu tot felul de previziuni catastrofice, așa că ar trebui și noi să avem grijă vis-a-vis de ceea ce discutăm, cu cine discutăm, chiar dacă cei mici dau impresia că nu sunt foarte atenți la discursul nostru, ei surprind foarte bine informațiile care pleacă de la noi. Iar dacă ar fi să mă gândesc la copiii mai mari, la preadolescenți sau la adolescenți chiar, acolo nu prea mai avem așa
prea mare control asupra a ceea ce înseamnă filtrarea informațiilor și poate că ar trebui într-adevăr să fim în gardă cu materialele pe care ei le vizionează și rămâne la fel de bază să discutăm cu ei legat de gândurile, legat de emoțiile pe care le au, să facem apel la valorile morale și respectarea drepturilor omului, să folosim aceste conversații drept ocazie de a scoate în evidență implicarea civică, să facem apel la bunătate, la grijă față de oameni, cumva în direcția aceasta să mutăm discuțiile cu cei mari. Andreea, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta de astăzi. Te mai așteptăm cu drag oricând în emisiunea noastră. Mulțumesc tare, tare mult. Uite, ne-a ridicat la fileu, ne-a adus cumva în zona filtrării informațiilor cu care sunt bombardați, în special adolescenții, pentru că ne gândim că ei au acces la platforme. Realitatea ne spune că mai toți copiii au acces la platforme și atunci sfatul tău, cred că, Alin, este să avem mare grijă că și cei mici sunt pe acolo și poate că filtrează chiar un pic mai greu. Uite, am o poveste care e proaspătă. Aseară într-un supermarket, un copil în spatele mamei cu căruțul spunea: îl urăsc pe Putin, abia aștept să ajung acasă, să joc, să împușc toată echipa Rusiei. Oho. Fapt care cumva m-a pus pe gânduri și clar ei sunt acolo, în luptă, și copiii, și clar că au acces la informații. Mai mult decât ne-am așteptat, copilul era mic. Eu i-aș fi dat un 7-8 ani maxim. Era un copil mic, care vorbea despre asta. Da, vedem în această perioadă online foarte multă dezinformare, propagandă, fake news. Am văzut că este și o cântăreață din Tătară, parcă, sau din Republica Moldova, care cere ajutorul pentru combaterea fake news, dezinformării, propagandei, inclusiv pentru Republica Moldova. Deci există online aceste lucruri, văd că se propagă cu o viteză uimitoare toate știrile referitoare la război, în special cele negative, în special cele care stârnesc curiozitatea sau care polarizează, pentru că vrei să vezi și ce se întâmplă de partea cealaltă. Spune-ne ce să facă părinții, că cred că asta își așteaptă fiecare. Bine, și eu ce fac? E foarte important să fii, în funcție de vârsta copilului, să fii lângă copil și să-i pui un pic în context, să profiți de acest interes pe care el îl are pentru acest subiect, războiul, și să-i explici cum s-a ajuns acolo, care sunt părțile implicate, de ce luptă oamenii astăzi. În același timp, să-i dai puțin context pentru tot ceea ce se întâmplă. Sunt niște lecții cu privire la cum identifici o informație falsă pe care putem să o dăm astăzi copiilor, profitând de acest interes al lor pentru acest subiect, războiul. Putem să știi că eu asta chiar am făcut copiii mei. Când veniseră și ei și mi-au povestit de nu știu ce știri și nu știu ce, și zic: ia veniți să vedeți cum s-a descoperit că aceste știri au fost false. Și au copii, au un șoc când avem curajul ăsta să le arătăm că nu tot ce zboară se mănâncă și că în spațiu online care nu e reglementat, da, se întâmplă tot felul de orori. Putem să le vorbim despre clickbait sau despre încadrare, despre framing. Încadrarea e acel mod de a pune informația în așa fel încât să te conving pe tine de ceva sau să te fac să crezi ceea ce îmi doresc eu ca tu să crezi. Putem să le vorbim despre cum un titlu sau o imagine poate schimba total ceea ce vrea să transmită un text. Toate aceste lucruri le vedem în această perioadă online. Și spuneam că e nevoie să fie alături de copii, în funcție de vârstă, pentru că sunt acum copii care își petrec timpul pe Discord, care își petrec timpul pe Twitter, pe Telegram, pe WhatsApp, și acolo primesc link-uri. E foarte greu să dai timpul înapoi sau să nu-i explici unui copil: uite, nu da click pe tot ceea ce primești acolo. De la virus până la situații extrem de explicite cu privire la ce s-a întâmplat în război. Dacă televiziunile, am văzut că blurează anumite lucruri pe care le prezintă, pentru că sunt niște orori din război, ei bine, pe internet le vezi exact așa cum sunt de acolo și cred că e greu pentru un copil să vadă un alt copil mort. Întins pe jos. Din păcate. Revin la tine imediat, Mihaela, că rămăsese să-mi povestești cum putem să ne organizăm mai bine și poate să le explicăm chiar și copiilor cum să se organizeze. Dar mai avem un filmuleț pe care aș vrea să-l vedeți și îl dezbatem ulterior.
No, creo que nadie está preparado, la verdad. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y, perdón, y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, en que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora. En mi hermana. E vorba despre o jurnalistă din Argentina care acolo fiind la fața locului, uite că cineva a rugat-o să ia fetița, ghidul ei, îmi suflera Luca, mersi, Luca, că îmi spui, ghidul ei din Ucraina i-a cerut să ia fetița și să aibă grijă de ea și uite că ce putea să, cum ar fi putut să răspundă altfel decât o iau și Doamne ajută să fie totul bine. Cum ne organizăm acolo, uite, în astfel de situații și ce lecții le dăm prin organizarea noastră și prin bunăvoința noastră copiilor care ne sunt alături? Da, aș porni din nou din ceea ce, de la experiența pe care am văzut-o la granițe în perioada aceasta. Eu sunt absolut uimită de mobilizarea pe care am văzut-o acolo și mai ales venind după o perioadă de pandemie în care ne-am fi așteptat că ne-am îndepărtat unii de alții, că suntem fiecare mai degrabă acasă, s-a transferat foarte mult din viața noastră socială în propriile noastre case și atunci ne-am fi așteptat sau discutam între noi înainte de această criză că am devenit tot mai individualiști. Iată că această criză ne-a demonstrat că nu este așa. Suntem empatici, suntem solidari, suntem, știm încă, mai știm ce înseamnă împreună, dar și este foarte multă emoție în acest moment, dar pe lângă această emoție ne trebuie și un pic de rațiune și un pic de coordonare și un pic de organizare, pentru că altfel toate intențiile noastre bune pot să nu-și atingă acel impact pe care noi l-am dorit. Putem să nu ajungem să le facem bine acestor copii sau celor care intră în România, tocmai pentru că facem, fie că facem toți același lucru, pentru că nu știm unii de alții. Chiar auzeam că au rămas nu știu câte sute de sandvișuri care s-au stricat, că fiecare a dus neorganizat același lucru. Exact, și trebuie să ne gândim și este foarte bine că am făcut lucrul acesta în primă fază. În primă fază, da, este nevoie de alimente, este nevoie de apă, este nevoie de medicamente, este nevoie de asistență medicală, pentru că unii dintre copii, dintre adulți, vin epuizați după ce stau la cozile de 16 km, erau, spre exemplu, la Vama Siret, în ziua în care am fost. Dar trebuie să ne cumva punem eforturile și resursele împreună, făcând fiecare ce știe să facă mai bine și uitându-ne la nevoile pe care le au oamenii care trec granița. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că resursele noastre trebuiesc dozate cumva pe termen acum, da, asta este urgența, foarte bine au nevoie de ce spuneam mai devreme, dar de comunicare, de psihologi care să vorbească cu ei, de traducători, dar au nevoie și de altceva și mâine și poimâine, pentru că în acest moment nu știm cât va dura această criză, nu știm câți vor rămâne în România, pentru că da, în momentul acesta știm, România este considerată țară de tranzit, toată lumea care intră sau majoritatea celor care intră vor să iasă din România și să meargă în alte destinații, la prieteni, la rude, dar trebuie să ne gândim că nu va fi cu toți așa și că această criză se va duce cel puțin pe termen mediu, dacă nu lung. Să nu uităm că toți oamenii care intră în momentul acesta la graniță se răspândesc în toată țara, la prieteni și la rude sau depinde, așa cum am văzut, cine poate să ieși din România, exact. Pentru că au fost foarte multe cazuri de primiri în diverse familii ale refugiaților și trebuie să ne gândim de ce au nevoie acești copii, de ce au nevoie acești, o să aibă nevoie de educație, o să aibă nevoie de protecție, o să aibă nevoie de locuri de muncă, o să trebuiască să fie integrați, ascultându-l pe domnul profesor, o să fie foarte multe întrebări, ce se întâmplă cu cei care vin, o să apară conflicte, o să apară discriminare. Trebuie să fim atenți la toate lucrurile astea și să ne gândim la ele încă de pe acum, pentru că sigur va fi nevoie să intervenim în zonele acestea.
Ciprian, cumva a venit natural către tine discuția și hai să vedem cum începem o astfel de lecție, cum ne organizăm, nu știu dacă sunt profesori care ne urmăresc acum sau părinți care ne urmăresc și vor să facă ei lecția asta. Cum o începem, cum o structurăm? Pe de o parte poate fi foarte simplu, adică dacă ne uităm la ce se întâmplă ca un eveniment istoric, atunci este despre unde, când, ce s-a întâmplat, de ce, care sunt efectele. Poate să fie o conversație destul de simplă, doar că asta e despre ceva ce s-a întâmplat, de exemplu, în 1940. Ce se întâmplă acum este, în special pentru România, cu foarte multă emoție și se întâmplă live, lucrurile se schimbă foarte des. Aici aș mai vrea să fac o mică paranteză. Pot de refugiați, vedeți, pentru noi și pentru copii este la fel de important. Au mai fost refugiați care au trecut prin zona asta. Corect. A fost episodul Siria, care continuă și în momentul ăsta. Doar că emoția a fost diferită pentru că n-a fost chiar lângă noi. Și, într-adevăr, ideea asta de tranzit a fost cu adevărat tranzit. N-a fost chiar lângă noi, dar au venit refugiați aici și bunătatea asta nu s-a reflectat asemănător. Există și acolo explicație? Exact, aici ar fi un mesaj către părinți, către profesori. Adică e foarte important ca elevii să fie conectați ce se întâmplă. Pentru că au avut întrebări despre Siria, așa cum au întrebări și acum. Ori ne-am raportat foarte diferit la ceea ce s-a întâmplat atunci cu ceea ce se întâmplă acum. În alt ordine de idei, dar nu poți să răspunzi foarte clasic, dar trebuie să-i asculți. Trebuie să, și încă o dată, să te lași surprins ca profesor, de exemplu, de complexitatea gândirilor. Adică una din întrebările copilului a fost, ok, și dacă China intră în război? Adică copil de clasa 4. Adică a avut deja o perspectivă. Avea informații destul largă. De exact. Multe. Ori aici, pentru noi e foarte important să mergem spre zona aceasta de protecție. Spunea doamna psiholog despre ideea de siguranță. Până la urmă, România este NATO. E foarte important să explicăm actorii care sunt implicați în momentul ăsta. Sigur, România este dintre scuze-mă că te întrerup. Nici să cădem în cealaltă extremă, să le spunem copiilor, lasă mamă că nu o să se întâmple nimic, că asta nu există. Exact. Nu e bine să-i ducem cu preșul, da? Nu e voie să-i mințim, nu e voie să-i considerăm incapabili să înțeleagă. Se uită în jurul lor și văd în mod evident că n-are cum să fie tocmai bine. Adică pericolul este, o întrebările care vin constant de la copii este ok și dacă se va folosi bomba nucleară. E nevoie să te întorci la Hiroshima, e nevoie să te întorci un pic la războiul rece, e nevoie să te întorci să spui, ok, pe de-o parte e nevoie bomba. Să te întorci tu prima oară, că nu cred că suntem nici noi chiar niște experți, după care... Evident, dar e foarte important să spui și faptul că, uite, exact bomba asta nucleară a salvat pacea în ultimii 60 de ani, când nimeni nu și-a asumat folosirea ei. Acolo era vorba de niște lideri raționali, și asta poate e o conversație care o să o mai avem. O să ajungem și la lideri și exact. La diferențele între exact. Lideri. Ori, nu poți să spui în momentul ăsta, uite, sigur nu o să se folosească. Adică trebuie să abordezi subiectul ăsta cu copiii. Au început să se gândească la asta, dar pe de altă parte e oportunitate să vorbești despre scutul antirachetă din România, de exemplu, care spui, uite, ar putea să te protejeze tocmai într-o situație de felul ăsta. Apoi, sigur că povestea în sine e diferită pentru copiii de primar sau de grădiniță față de... Ne sfătuiești să vorbim și cu cei de grădiniță. Da, pentru că și ei aud în jurul lor, își văd părinții în același fel, nivelul de înțelegere este foarte diferit, dar sensibilitatea mai mare. Cei mari poate că pot să proceseze mai rațional niște lucruri, adică cel de clasa 5 o să înțeleagă NATO, ok, o alianță, ne apără, s-ar putea să fim ok. La grădiniță povestea asta nu e așa de clară. În schimb, este totuși despre binele, despre bine și rău. Este o poveste despre bine și rău. Și asta dă o oportunitate de a spune o poveste într-un anume fel. Un element important, de exemplu, este că marea majoritate a copiilor, sau pentru majoritatea copiilor care eu am discutat, și sunt foarte mulți copii, pentru ei e foarte clar cine e cumva binele și cine e cumva rău. Adică e mesajul ăsta că, mă rog, Putin și nu neapărat Rusia, ceea ce are și este interesant. Putin a fost cel care a generat agresiunea, e foarte limpede. Și că Ucraina e cea care se apără și e o victimă și că n-a provocat conversația asta, este iarăși o realitate interesantă. Iarăși, surprinzător, pe de o parte, copiii au înțeles încă o dată că aici vorba de un fel de dictator, despre un om rău, un erou rău, da? Care a gestionat sau a generat un conflict de dimensiunea asta,
Iar acolo cumva este un popor care se apără. Foarte puțin, copiii știu cine e Zelenski, de exemplu, dar foarte puțin o să identifice Ucraina neapărat cu Zelenski. În schimb, identifică pe Putin cu conflictul în sine. Da. Și noi, ca profesori, de exemplu, am insistat foarte mult să, ca ei să nu facă confuzia, rușii sunt cei care au atacat, rușii sunt oameni. Mă întorc la tine, Ciprian, ca să ducem discuția asta de lideri și felul în care văd copiii și ar fi bine să înțeleagă asta imediat. Ce o să-l întreb pe Alin cumva, mi se pare că tot vorbim despre copii și cum văd ei și ce văd ei și că, uite, mă identifică Putin sau rușii sau ucrainienii sau Zelenski, dar eu cred că tu ești foarte la curent de ce fac adulții în rețelele de socializare. Eu momentan am văzut 99,9% adulți care se ceartă și care sunt într-o tabără și se agresează unii pe alții pe această temă. Deci sfătuiește-ne nu doar cum să-i protejăm pe copii, cum să ajungem noi să fim în stare să-i protejăm, pentru că mai degrabă instinctul este să ne certăm noi între noi. Cred că, în primul rând, acum vorbim despre o lecție de umanitate și am putea să învățăm, e și o lecție de comunicare pozitivă. Chiar vorbeam cu colegii mei, dacă ne uităm în ultimele zile, la cât de greu este încercat președintele Ucrainei, la ce se întâmplă în jurul lui, la faptul că cineva ți-a agresat țara și vezi oameni din țara ta murind, el păstrează o comunicare pe un ton foarte pozitiv, deschis la dialog, deschis la negocieri. Eu cred că aici e o lecție din care, în special, adulții au de învățat și apoi mai departe putem să o transmitem și copiilor. Educația cu privire la cum să te comporți online, la ce înseamnă să fii cetățean digital, lipsește în România și putem să o observăm ușor doar dacă ne uităm la comentariile, la videouri sau la, în general, ce se postează. E cu mult amplificată acum. Ea se vede ușor și când sunt alegeri și când sunt anumite discuții în spațiu public. Și la pandemie am avut aceeași poveste. Oricând se ivește un subiect fierbinte, se polarizează. Cred că e important să ne uităm la cum comunică acum, în situații greu încercate, președintele Ucrainei și cred că e o lecție de învățat acolo. În același timp, cred că ar trebui să ne bazăm tot timpul, atunci când comunicăm, pe ce am putea să aducem constructiv. Toată lumea își dă cu părerea online, foarte puține soluții. Cum aș putea eu să te ajut să fii mai bun? Cum aș putea eu ca toată situația asta să fie îmbunătățită prin aportul meu, prin comentariul meu la un post sau la o știre? În același timp trebuie să vedem de unde în ne luăm. În programul tău, Eroii Internetului, sunt sfaturi și pentru adulți sau doar pentru copii? Foarte mulți profesori, dar și părinți ne-au spus că, în primul rând, ei au avut de învățat, ei s-au pus la curent cu ce se întâmplă acum și care sunt situațiile de manipulare online, de risc, pentru că unii chiar nu știau cum li se poate sparge parola, cum pot pierde tot ceea ce au, pentru că viața lor se mută acum online. Deci, în primul rând, ei se pun la punct, apoi îi ajută și pe copii. Sperăm să ne gestionăm și emoțional din ce în ce mai bine, că învățăm să ne protejăm parolele, învățăm de manipulare și de fake news, dar dacă nu ne gestionăm impulsul de a ne certa unii cu alții în online, s-ar putea să nu fie bine. Te rog, Mihaela. Aș vrea să intervin un pic, pentru că până la urmă fiecare dintre noi, așa cum spunea și Alin, avem un rol și trebuie să ne gândim de fiecare dată ce putem să facem de o manieră constructivă. Asta înseamnă să fim proactivi și nu reactivi. Și asta înseamnă să ne informăm din surse credibile. Iar aici rolul presei este unul extrem de important și mă bucur că astăzi, în seara aceasta, am prilejul să fac și un apel la presă. Pentru că am văzut la graniță presă care pune întrebări extrem de invazive, încălcând tot ceea ce înseamnă protecția și demnitatea copilului și demnitatea umană. Deci aș vrea să fac apel la presă să treacă un pic printr-un curs de comunicare. Să treacă printr-un curs de comunicare și să cunoască, și nu doar de comunicare, să se informeze și să se educe și autoeduce asupra drepturilor copilului și ale persoanelor.
Foarte bine punctat, Mihaela. Uite, este o lecție pe care fiecare dintre noi trebuie să o învețe. Poate că vine și de la o pregătire precară, dar poate vine și de la această emoție exacerbată de a face bine. Cu siguranță, și, uite, dar de fapt, emoția duce într-o... Așa cum spuneam, este extrem de important să avem emoții, este extrem de important să ne le exprimăm, dar este extrem de important să fie și rațiune. Mulțumim pentru această intervenție, pentru cred că este foarte important, chiar asta o spuneam și eu colegilor mei, cumva toate imaginile astea, toate chestia asta de a invada până la urmă intimitatea unui om aflat într-o problemă, într-o durere foarte mare, poate să vină să facă mai mult rău decât bine. Și cumva mă întorc acum la lideri și la tine, Ciprian, să vedem cum și-a construit practic Putin imaginea, cum și-a construit-o Zelenski, ce au copiii de învățat, ce înseamnă un lider, de ce unul are o imagine, celălalt are altă imagine. Spunea și Andreea Chirilă despre valori, despre vot, despre cum ajungem să ne alegem liderii. Și aș vrea să povestesc o întâmplare care mi s-a întâmplat mie zilele trecute. Nu o să dau detalii foarte multe, dar cineva m-a certat foarte tare pe internet, Aline, evident, că nici Zelenski nu e mai braz, că a fost actor, că cum adică să pui un președinte, un actor, din câte știu eu și Ronald Reagan a fost actor și au mai fost actori implicați în politică și au mers lucrurile bine, nu neapărat rău, că a fost actor, că a danțat în colanți, că a făcut diverse lucruri. Și astea erau cumva o justificare pentru faptul că Putin s-a supărat și că a băgat el bățul prin gard și uite, adică cumva ajungem să luăm explicații puerile, dacă mă întreb pe mine, și să justificăm o agresivitate. Iar răspunsul meu sincer pe care l-am dat și îl dau și aici cu voi este că eu nici în curtea școlii nu pot să accept ca cineva să-mi spune l-am bătut, că m-a provocat. Dar minte la magnitudinea asta unde avem un război, avem morți, avem copii și populație traumatizată. Cum le explicăm totuși copiilor că nu e ok dacă te-am provocat, uite, te bat, ăsta e un lider bun, ăsta e un lider mai puțin bun? E foarte important copiii să înțeleagă că sunt mai multe tipuri de lideri. Și nu doar, nu neapărat în termeni de bun și rău, ci foarte mult în sensul de valorile pe care ele reprezintă. Și aici este o conversație pe care, care merită avut-o copiii. Ia să vedem ce vorbește unul, ce vorbește celălalt, care e mesajul care s-a trăit, apropo de mesajul foarte pozitiv venit dinspre Zelenski în perioada asta. S-a păstrat și o anumită aură și o anumită deschidere, adică ce mesaj transmiți ca și valoare pentru ceilalți. Apoi, ce modelezi ca și lider. Iar este foarte important. Și copiii înțeleg foarte repede. Adică, dacă le pui imagine cu Zelenski în tricou militar, în oraș, spunând că este mai aici, n-am plecat nicăieri, copiii o să răspundă foarte repede că modelează rezistență, că modelează o anumită atitudine pentru oamenii lui, că îi încurajează, că vrea să nu le fie frică. Ori până la urmă, ăsta este un lider bun. Pe de altă parte, e foarte ușor să modeleze ideea de, sau să ajungă la concluzia, uite, avem un lider care împinge la violență, care împinge la agresiune, care vrea toată puterea. Adică, dacă întrebarea este cine este un lider mai puternic, s-ar putea ca Putin să iasă pe plus la o analiză de asta foarte, foarte rece. Cine este un lider mai potrivit pentru poporul lui? S-ar putea, nu? O să mă întorc la tine să-ți spun ce mai povestesc cu oamenii, mai ales în spațiul online, cum, de ce... Sunt oameni, nu știu dacă știți, dar sunt oameni care găsesc justificări, mă repet acum, la ceea ce se întâmplă și o să revin cumva să te întreb totuși, haide să punem lucrurile cap la cap și să vedem că evident că nu putem să avem doar pozitiv și doar negativ, cu siguranță fiecare are și partea lui pozitivă și partea lui negativă, probabil la Putin acum nu putem să găsim nicio parte pozitivă, dar cumva nu înseamnă că dacă Zelenski are parte de trecutul lui, asta îl face mai puțin... Mod evident că nu. Partea asta cu cauzalitatea, acum nu mai evident la o analiză mai aprofundată, niciodată un eveniment de o asemenea magnitudine nu are doar niște cauze foarte simple. Adică nu e doar
faptul că s-a trezit Putin în momentul ăsta și a generat războiul ăsta. Sunt niște cauze mai complexe, așa cum responsabilitățile se vor împărți la o judecată istorică pe mai multe direcții. Așa cum, dacă întrebi, a fost Hitler vinovat pentru al doilea război mondial? Da, în mod evident, dar au mai fost și alții. Și dacă alte diferite atitudini, mă rog, altfel s-ar fi întâmplat în mod diferit, poate că n-ajungeam acolo. Conversația asta se poate avea, de exemplu, cu copiii mai mari, foarte greu de avut cu clasa întâi. Corect. De-aia pentru ei mai ușor discursul în termen de poveste și de... Și poate de a nu-i instiga până la urmă nici pe copii, niciuna dintre... Balanța poate să vină, știți, exact în momentul în care foarte mulți copii o să spună, păi de ce nu îl împușcă cineva? Okay, hai cred că toată lumea s-a întrebat. Da, nu poate toată lumea și adulții, nu doar. Așa e, Alin, și adulții. Sau... Nu poate să vină cineva să facă chestia asta. Ce s-ar întâmpla dacă? Și atunci trebuie să spui ca și profesor, ca și părinte, ei, niciodată un rău nu justifică un bine. Bravo, mulțumesc pentru intervenția asta. Chiar e un răspuns pe care cu toții putem să-l dăm copiilor noștri. Un rău nu justifică, adică să fac chestia asta, nu, ca să opresc un rău, nu se justifică că să folosesc și eu tot agresivitatea, că mi se pare foarte bine punctat, pentru că noi părinții și noi adulții avem tendința să țipăm la copii ca să nu mai țipe, să folosim răul ca să oprim răul. Dar zici că la graniță lucrurile totuși se simte cumva deja această discriminare, adică cumva nu mai vreau să vorbesc limba rusă, adică cumva tot poporul, toată comunitatea rusă cade un pic în chestia asta și poate că la ei e justificat în momentul ăsta că vin oameni. Nu poți să judeci un om săracul care este traumatizat, dar la noi ar trebui să ne moderăm, cred că, puțin gândurile și emoțiile. Da, așa este și până la urmă, da, este o chestiune pe care o știm și credem că este așa, adică majoritatea ar trebui să, sau o parte dintre cei din Ucraina ar trebui să înțeleagă limba rusă, dar până la urmă ucraineana și rusa sunt două limbi diferite, adică nu vreau să acuzăm pe nimeni de absolut nimic. Cred că rolul și rostul nostru în acest moment al celor care suntem fie la graniță în acest moment, pentru că acolo este nevoie de noi, fie în afara graniței, cu siguranță va fi nevoie de noi toți și mai târziu, este acela de a le înțelege nevoile, de a încerca să le răspundem acestor nevoi, de a integra, de a le vorbi despre exact ceea ce spunea și domnul profesor mai devreme. Nu înseamnă dacă un lider al unei țări ia o decizie, nu înseamnă că toți cetățenii acelei țări sunt răi sau sunt buni. În momentul de față înțeleg că populația Rusiei nici nu prea știe ce se întâmplă, că nu au acces la... Da, așa este. Pe de altă parte, să nu uităm că sunt și în Ucraina și în Rusia sunt familii mixte. Adică trebuie să ne gândim la cum... Trebuie să gândim întreg, practic, contextul în acest moment, să-l înțelegem foarte bine și să vedem, dacă noi nu-l înțelegem foarte bine, să ne informăm din acele surse care ne pot face să înțelegem mai bine lucrurile, dar pentru asta trebuie să fim noi înșine informați, să fim proactivi și nu reactivi și să ne ducem, pentru că da, ceea ce povestea domnul profesor, probabil că este aici în București. Sunt foarte multe întrebări care se pun, dar să nu uităm că o jumătate de România este în rural, acolo unde fake news-urile, știrile care stau toată ziua pe ecranele televizoarelor sunt așa cum le vedem și noi și filtrele sunt destul de scăzute în general, pentru că toate astea țin, așa cum spun de fiecare dată, de educație. Din păcate. Mai avem doar 3 minute din emisiune. O să am o ultimă întrebare către tine, Alin, și aș vrea să faci și o concluzie, cumva după care mă întorc cu o concluzie și la voi, că toți suntem la lider și știm că copiii au primit și au fost bombardați și pe TikTok și pe Facebook de glume cu Putin făcând nu știu ce, cu Zelenski făcând nu știu cum. Deja ei au trecut la partea de hai să facem mișto, haide să râdem, haide să... și sunt și bombardați și alții, nu doar cei care au intrat în această poveste. Cum le explicăm și cum îi ajutăm să se oprească până la urmă, să înțeleagă, cum a spus Ciprian, să meargă mai degrabă, să vadă ce e un lider, să vadă care e bine, care nu e bine, cum vor vota ulterior, cum își vor alege propriul lider și nu făcând glumițe și meme-uri sau gif-uri sau ce mai fac și se bombardează unii pe alții, chiar nu e cazul și e bine să-i ajutăm până la urmă.
Cred că, așa cum spuneam, e până la urmă o lecție de umanitate care poate să plece, așa cum spunea și Mihaela, de la presă, care și ea trebuie să înțeleagă că supraexpunerea unor anumite persoane sau anumitor informații din acea țară s-ar putea să-i pună în pericol la un moment dat. Apoi, părinții care își pot lua informații din surse sigure și care ar trebui să explice inclusiv acest context. Sunt astăzi copii pasionați de aceste meme-uri și adulții râd, iei poza cuiva, faci o glumă, o trimis mai departe pe social media. Toate lucrurile astea, la fel, pot fi folosite ca un moment de educație cu privire la unde se poate ajunge. Se poate ajunge la bullying, se poate ajunge la discriminare și o discuție de tipul, ok, cum te-ai simțit tu dacă un coleg ar lua acea imagine și te-ar pune pe tine într-o ipostază neplăcută sau ce crezi că ar simți colegul tău, ce crezi că ai simțit tu? Sunt niște discuții care trebuie avute, sunt niște scenarii, pentru că sunt situații cu care generația noastră nu a crescut, dar ele se întâmplă acum online și atunci părinții trebuie să intre în această zonă și să încerce să ajute, pentru că pot să facă asta. Și așa cum spuneai și mai devreme, e un moment bun de educație și pentru adulți. Îți mulțumesc tare mult, Alin. 30 de secunde vă dau fiecăruia pentru o scurtă concluzie de cum putem să gestionăm toată această situație. Scurt, prin a ne informa corect, prin a ne coordona unii cu alții și prin a ne păstra în continuare empatia și pe termen lung. Mulțumesc, Ciprian! Prin a asculta pe copii, ai lăsat să-și pună întrebările, chiar dacă nu știm toate răspunsurile, avem ocazia să ne informăm ca și adulți, dar avem nevoie să preluăm toate aceste îngrijorări, întrebări, anxietăți și din partea lor. Vă mulțumesc tare, tare mult, vă urez o seară liniștită și vouă celor de acasă și să ne concentrăm organizat eforturile și să ne ținem copiii noștri și copiii ucrainieni, uite, care vin în țara noastră, să-i ținem în siguranță pentru a avea generații echilibrate, liniștite, calme și să mergem în continuare pe drumul cel drept. Vă urez din nou o seară liniștită.